Neața, bine am găsit la un nou daily vlog de data asta. Începem direct din pat, zic, cu o zi din viața mea. N-am mai filmat până acum videoclip de genul, dar zic că fiecare lucru are un început. Așa că îi dăm să sune. E 8 jumate, e că sunt pat, am dormit mai mult, îi 25 ianuarie, luni, și avem ceva treabă astăzi. Bun, nu ne mai lungim foarte mult cu intro, îi dăm să sune. Daily vlog-ul, avem un nou tractor la reparat. Din câte am încercat, vrea să pornească destul de greu, așa că îi dăm borna de minus jos. Pregătite aici și niște chei. Dăm prima dată borna de minus jos. O să o curățim sau o schimbăm. Undeva o pică jos piulița și cheile. Destul de mare lunecuș. Zăpadă minus 20 de grade, așa că trebuie să mă ocup foarte repede. O să văd ce cu borna asta, dacă o curăț sau o schimb. Vin, o pun repede pe tractor. Electromotorul sper să fie bun, să-mi pornească, contactele de la la sunt bune, din câte am văzut, să mergem și pe partea cealaltă. Borna asta e bună, face contact ca lumea, așa că mă duc repede, repede, repede să curăț borna de minus, vin înapoi, o montez sus, cel mai probabil o să o montez altundeva, să facă masă cât mai bine, cât mai strong. Aici nu făcea masă, vă dați seama, cred că o modificat o dorel. După aceea aduc niște apă fierbinte, bag, las un pic să curgă. Antigelul l-am scos fiindcă e destul de frig să nu cumva să îngheață după aceea am alte cele. Băgăm apă, punem bateria, dau capota jos, eșapamentul și vedem cu flacără sau cum îl pornim. Bun, revin și acum am zis cu borna. Thank you.
Continuăm daily vlog-ul. Între timp a mai trecut un pic ceasul. Îi 3:40. Am mai meșterit pe la tractor, n-am mai filmat chiar tot, fiindcă m-am și cam enervat. N-o pornit. N-ai băs mai multe chestii. L-am și tras, am mai încercat mai multe chestii. N-o pornim până la urmă. Între timp am fost și la o plimbare cu motocultorul. Acum
Am fost și la masă, am mâncat un pic. Nici asta n-am mai filmat. Iar acum începem iar cu filmarea, mai în forță. O să mă duc să bag bateria la încărcat de la tractor. După aceea o să mergem împreună să dăm electromotorul jos de pe tractor. Mergem în garaj, ne băgăm frumos la căldurice. Îl desfacem, vedem care e problema, dacă putem să-l facem astăzi. Eu sper să-l pot face, să am piesă, să am tot ce-mi trebuie. După aceea îl punem înapoi și dăm cheie, să vedem. Să sperăm că astăzi putem să îl pornim, să-i dăm brațele jos, să descățăm freza și să-l băgăm în garaj. Să ne apucăm de mâine de el, în forță. Bun, să ducem bateria, să o băgăm la încărcat. Bun, am adus bateria, am băgat-o la încărcat cu încărcătorul de la Parkside, de fapt de la Ultimate Sped. Nu știu cât puteți voi observa. Are 12,6V, o linie. Pune la încărcat frumos să steie, să se încarce. Până atunci pregătesc repede sculele, înfiletanta, clichet, chei, una alta. Mergem repede să dăm electromotor de pe tractor jos, fiindcă înghețăm afară, nu alta. În garaj este minus 2 grade. Afară îți curios, îți telefonul arată că e minus 16. O să ducem termometrul ăsta până ce terminăm lucrarea și îl pun afară să vedem și o temperatură estimativă. Bun, pregătesc repede sculele, ne vedem la tractor. Bun, am venit și la tractor, am adus și termometrul cum am promis. Am mai scăzut un pic. Lăsăm aici sub aripă să nu-l ningă. Bun. Cu ocazia asta testăm și Parkside-ul în zăpadă, la temperaturi foarte scăsute. Dăm și electromotorul repede jos. Înghețat tot, bocna, se vede. Bun. Chestia e șurubul ăsta, șurubul ăla de acolo, borna și cam atâta. Bun, pun telefonul pe trepied și vă las cu un cadru frumos pe repede înainte. Bun, l-am dat și jos, repede, 5 minute, nu știu de ce naiba, n-a vrut telefonul să filmeze, puse aici frumos pe trepied. Și nimic. Cadrul ăsta nu l-a filmat. E prea puțin important. Parkside-ul s-a descurcat. Forță. Acum caută dorele tubulara. Bun. Ne mutăm repede în garaj. Facem un pic de curățenie și după ne băgăm pe electromotor. Sau desfacem electromotorul și după aia ne băgăm pe curățenie, mai vedem. Bun, cert e că ne vedem în garaj. Pus în garaj și electromotorul. I-am dat curent, dar nu prea îmi place cum mergem. Cam încet învârte. Face figuri la pornire. Deci o să-l desfacem. Dar mai întâi bag frumos o curățenie de aia forțăm, eliberez pe aici și după aceea ne vedem, desfacem electromotor. Nu o să filmez tot cum fac curățenie că v-aș prea plictisi, are și videoclipul prea lung. Curățenie, după aia desfacem electromotorul împreună. Bun, continuăm cu daily vlog-ul. Între timp
M-am mai gândit ceva, bineînțeles cum mai interveni ceva. E vorba de neonul ăsta de 150 de centimetri. Nu-i neon, că e un bec LED de la GTV. Link de 24 de W, 2400 de lumeni, 150 de centimetri lungime. Îl am de mult prin garaj, îl țineam degeaba și am zis că să-l pun acolo pe tavan. Da, da, acolo în caz că vă întrebați de la temperatura scăzută și acum în garaj nu 6 grade. N-am lucrat o zi, n-am dat drumul la căldură și s-a răcit foarte tare și acolo o înghețat în colțul ăla. În rest, îi ok. Dar colțul ăsta e foarte nașpa. Bun. Încă n-am terminat curățenia, e făcut, mai am. Deja e ora 6. 6 și ceva, dacă nu mă înșel, tubul de neon, era să zic iară. Tubul ăsta nu o să-l montez cu suport, deoarece nici nu am găsit suportul, de a și stătea că n-am găsit suportul. O să-l montez pe tavan, cum am mai zis. Aș fi vrut să-l montez aici, undeva la un metru de la banc în sus, chiar sub ceas, dar nu-mi permite dimensiunea. Deci, se observă. Așa că o să-l montez frumos pe tavan, suport n-am, o să mă folosesc de niște bandă obo, fac niște cleme frumoase, două cleme sus, în ambele părți. Era să zic sus și jos, iar ca conectori o să prind cu niște cleme din astea, nu le fac reclamă, dar de 10 mm. Am încercat eu un pic și am văzut că merge. E să scoate plasticul ăsta și clemele astea potrivesc la fix. Aproape la fix. Deci un pic, un pic o să rezolv eu. Tuburile astea se alimentează decât într-o parte. În partea asta, care și scrisul ăsta, vedeți, partea asta se alimentează și ne dăm clar seama. În partea asta altă nu e absolut nimic decât mizerie, bineînțeles. Bun, ne lăsăm cu poveștile și trecem la lucru.
Am rezolvat și cu tubul ăsta LED, după cum ați putut vedea, ca suport ceva de genul arată, eu zic arată super, chiar mai bine decât suportul ăla original, clasic, ăla ar fi venit sus, prins, arată un pic mai nașpa, ăștia sunt foarte simpliști. Frumoși, făcuți din bandă de asta obă, cum ați văzut și v-am zis. Subțire, micuți, și se vede. Și deja au schimbat aspectul aici la banc și când filmez. Deci vedeți deja că e o calitate mult mai bună, mult, mult mai bună. Aici, lângă perete, am prins cablu cu niște cleme din acelea. Poate o să rămân așa. Sau poate să pun un pat cablu, o să-l trag chiar prin colț. Aia mai vedem pe parcurs și acolo unde am făcut legăturile, după cum se poate vedea. Arată super fain. Și simplist. Cam așa arată acum. Și de la distanță să vedem. De la intrarea din garaj. Ceva de genul se vede. Deci eu zic arată super, super fain. Oricum în continuare, în viitor, o să mai pun încă niște becuri de genul ăsta, peste tot, prin garaj, încă vreo 4 bucăți. Bun, nu ne mai lungim, mă duc să mănânc un pic, deja e ora 7, m-am cam lungit cam mult cu neonul ăsta, vorba vine. Mă duc să mănânc un pic, după aceea vin și continuăm cu curățenia, fiindcă este de unde. Bun. Bun, am pregătit înfiletanta cu impact, cea mică.
electromotorul, clichetul, niște tubulare de care cred că o să am nevoie pentru desfacerea electromotorului, așa că nu ne mai lungim, trecem la lucru. Începem cu desfacerea electromotorului din spate, fiindcă în spate putem verifica starea rotorului, perile, să vedem dacă a fumat, mai multe chestii. Bun, începem din spate, avem nevoie de o tubulară de 10, la aceste două șuruburi, de o tubulară de 12 la celelalte două șuruburi. Bun, îi dăm drumul! Bun, prin desfacerea capacului din spate, exact cum am zis, putem deduce cel mai ușor și cel mai sigur problema. Deci se vede și în cazul nostru, asta e problema. Multe. Vazelină, n-are ce căuta aici. Ulei, rotorul cam distrus. Perii, platou de perii rupt, multe chestii. Bun, o să mai studiez un pic, o să-l desfac, să vedem și revin cu o constatare finală. Thank you.
Bun, am terminat și pe ziua de astăzi cu electromotorul, am finalizat-o. După cum ați văzut, problemă gravă. L-am desfăcut tot bucăți și bucățele. Rotorul a fost foarte încărcat. Deci, dădeai cu mâna, era fin roată. Acum l-am adus. L-am readus cât de cât la viață. Dacă se poate observa, îi ok acum, ce să mai... Continuăm mâine. Vazelină multă, se vede și pe mănuș. Extraordinar de murdar, se vede și în ăsta. Multă, multă vazelină, nu avea ce căuta. Nici un gram de vazelină aici. Aici în față, la Melk, la Bendix. Hai să zic că îl puteai unge un pic. Nu-i recomanda nici aici, dar hai. Cu un pic de vazelină, normal, dacă chiar vrei să dai, e recomandat, dar cu un spray de grafit sau un spray de cupru, rezistent la temperaturi mari, un pic, cum o să vedeți că o să fac și eu. Dar în spate, nimic. Deci la rotor n-are ce căuta vazelină. Cum e aici, cum e în capac. Deci nu are ce căuta. Cam asta a fost și daily vlog-ul de astăzi. Primul meu daily vlog. Dacă ați mai rămas până aici și v-a plăcut, nu uitați să dați un comentariu, să vă abonați, să dați un like. Vă aștept și pe grupul pasionaților de scule Parkside, dacă nu sunteți deja. Dacă aveți ceva întrebări, găsiți și mail-ul în descriere. Mai nou mă găsiți și pe TikTok. Așa că eu am Foraul, ne revedem la videoclipul sau daily vlogul viitor. Ciao!